și mine îți la profanai cu probleme de matematică. Da, dar bine ne vedem. Suntem acum în format mic. Și noi facem fracții. Și ne ocupăm de fracții, da? Deci fracții. Tu, cât de curând la clasă o să vă vorbească despre fracții, dar în afară de asta, trebuie să spun că în clasa a 5-a trebuie foarte bine știute lucrurile acestea. Și nu se face decât foarte bine treaba asta. Dar noi, bine mare care îl facem, este ăsta, că vorbind despre fracții la un limbaj de ăsta mai jos, mai pe înțelesul tuturor, facem ca și cei care ne urmări lecțiile noastre să le fie problema asta înțeleasă foarte bine. Deci noi am zis așa, că nevoia de a vedea fracția dintr-un întreg s-a impus datorită problemelor practice, nu? A trebuit să vorbim de o jumătate de kilogram de mere, de o jumătate de pâine. Deci n-am avut unitatea de măsură tot timpul. Nu ne-am putut descurca numai cu numerele naturale. Da? Deci din nevoie practice au fost impuse. Da? Și simbolul unei fracții înseamnă așa. Da? A spus. Bunar 1 pe 2. 1 pe 2 înseamnă că întregul ăsta, de ăsta de jos, mi indică în câte părți se împarte întregul. Da? Deci întregul se împarte în două. Da? Întregul, ăsta este întregul, care se împarte în două. Da. Ăsta se numește numitor. Mai luăm de acolo. Da, da, da. Și ăsta se numește numărător. 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 Și, deci, numitorul îmi indică în câte părți împart numărătorul. Da? Asta trebuie să înțelegem. Dacă eu am să scriu 3 pe 4, înseamnă ce? Că din 3... Din 3 din 3, nu știu. 3 întregi? Nu. Nu. Trebuie să înțelegi așa. 3 pătrimi. Ce fel de fracție este? Supraunitară, subunitară? Că am vorbit de asta. Adică mai mare de 1. Așa. Mai mare de 1. Mai mare de 1. Supra. Ia uite. Ăsta de jos ne spune câte părți se împarte întregul. Da? Deci noi trebuie să înțelegem așa. Că e 3... Din 4. 3 pătrimi. 3, 3 pătrimi de asta, așa trebuie să înțelegi. 3 pătrimi. Deci 3 pe 4 înseamnă 3 pătrimi. Înseamnă că întregul s-a împărțit în 4, Daria. Uite, vezi așa. Da? Întregul a fost împărțit în 4 și noi am luat 3 din ele. Ăsta înseamnă 3 pătrimi. Da? 3 pătrimi înseamnă ceea ce am figurat eu acum. Deci întregul a fost împărțit în 4 și noi am luat 3 de acestea, da? Bun. Deci asta înseamnă că mai rămas ceva din întreg. Cât o mai rămas din întreg, te rog? O pătrime. O pătrime. Din 4. Da? Deci ce a rămas aici este o pătrime. O pătrime. Că tot întregul, repet, insist, a fost împărțit în 4, că așa mi-a spus ăsta, și din cele 4 pătrimi, am luat una. Am luat 4, 3. Da? Asta trebuie să înțelegem. Bun. Te rog să spunem tu ce înseamnă 5 șeptimi. 5 șeptimi. Deci, noi avem 7 secunde. Nu, întregul este împărțit în 7. Întregul este împărțit în 7 și luăm din cele 7 doar 5. Da? Așa vorbește. Deci întregul este împărțit în 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și luăm doar 5 din ele. Da? Asta înseamnă, uite, asta înseamnă 5 șeptimi. Iar 2 șeptimi, ce se întâmplă? Păi cu acelea ne-au rămas. Au rămas 2 șeptimi. Da? 2 șeptimi au rămas. Adică, iată, cele 5 șeptimi.
cele 5 șerpini plus 2 șerpini, nu? Au făcut întregul. Daria. Da. Cât deci, fac? Da. 7 pe 7. Așa, deci 7 pe 7, care înseamnă 1. Da? Asta când se întâmplă numărătorul să fie egal cu numitorul, se numește fracție echiunitare. Da? Egale cele două. Da? Numărătorul și numitorul sunt egali. De aceea se zice în fracție echiunitară. Mai poți tu să-mi spui din câte... Care ar fi alte variante de scriere al întregului acesta cu șeptim? Eu am zis 5 șeptim și cu 2 șeptim. Mai poți să-mi indici și alte, cu altă grupare ca să-mi dea întregul? Adică să dea 1. Da, să dea 1, tot de aici, cu șeptimile judecând. Cu șeptimile. Da. Adică. 3 șeptim și 4 șeptim. 3 șeptim, uite, vezi? Plus 4 șerpini, îmi indică tot un întreg. 7 șerpini. Ia mai dă și tu un exemplu. Dă și tu un exemplu. 2 șerpini și 5 șerpini. Ah, da, nu s-a dat. Altă. Da. Nu mai sunt. O șerpime și 6 șerpini. 1, o șerpime și cu 6 șerpini. Da? O șerpime plus 6 șerpini. Îmi dă, din nou, întregul, egal tot cu 1. Hai să vedem pe optim. Dăm toate variantele ca să compun un întreg. 1 pe 8. O optime. 7 plus 7 optim. Este tot cu 8. 8 optim, 8 pe 8, care face 1. Altă variantă cu optim. 2 pe 6. 2 pe 8, mă. 2 pe 8, da. 2 pe 8 plus 6 pe 8. 6 optim face 8 optim, adică care înseamnă 1. Altă descompunere. 3 pe 8. Da. Plus 5 pe 8. 5 pe 8. Este egal cu 8 pe 8. Da. Apoi 4 pe 8. Da. Plus 4 pe 8. Da. Și este egal cu 8 pe 8. Sigur. Este egal cu 8. Corect. Deci vezi, putem, cu ocazia asta am și văzut cum se adună două fracții care au aceeași numitor, nu? Câte vreme au aceeași numitor, adunăm numărătorii între ei. 3 și cu 5. 2 și cu 6, 1 și cu 7. Asta înseamnă să adunăm sau să scădem două sau mai multe fracții. Haideți să încercăm așa. Cum ai adunat tu pe 1 plus 2, 3? 1 plus 2, 3. Este egal cu 3 pe 3. În loc de 1, de ce ai făcut? Ai adunat pe 1 cu 2, da? Nu-i bine. Pe 1 ăsta îl putem scrie ca 3 treimi. Nu? Că 1 poate să fie scris 8 optim, 7 șeptim. De ce îl scriu pe 1? De ce mă grăbesc să scriu pe 1 ca fiind... Cât am zis? 3 treimi. Da. De ce crezi că scriu pe 3 treimi? Ca să fie același... Ca să fie același numitor, să putem aduna. Adică 1 pe 3 plus 2 pe 3. Nu 1 pe 3. Sau, nu. 3 pe 3. Deci 3 treimi. Deci putem scrie 3 treimi. Care înseamnă cine acest 3 treimi? Cine înseamnă? 1, un întreg. Plus, în continuare, 2 treimi care erau aici. Și face cât la adunarea asta? 5 pe 3. 5 pe 3. Ah, gata, am înțeles. Deci eu după nevoie l-am scris pe unul ăsta. Da, pentru că înseamnă tot un întreg. Tot un întreg. Și trebuie să avem același numitor, da. Da, deci el era acolo, nu puteam să operez cu el. Da. Era mere cu piere. Aici e întregi și din coace erau fracții. Și nu aveam cum să mă descurc. Da. Și de ce am apelat da, la chestia asta? Da, da. Hai să vedem cât face un întreg plus 5 șeptimi. 5 șeptimi. Da. 7 pe 7 plus 5 pe 7. 7 pe 7 plus 5 pe 7 este egal cu
este egal cu 12 pe 7. 12 pe 7. Ce fel de fracție este 12 pe 7? 12. Subunitară? E mai mică decât 1? Egală? Echiunitară? Sau supraunitară? Mai mult decât 1? Decât 1 întreg. Adică dacă pe 12 împarți la 7, merge odată. Da. Merge odată și mai rămân și rest acolo, nu? 5. Da. Deci e mai mult de 1. Că să rămâne și rest. Da. Doar 12 supra 7 e o împărțire. Da. Și tu îți dai seama repede. Și restul acela e... Este în plus, da? Peste 1. Deci asta este 12 pe 7. Este supraunitară. Supraunitară. Dar asta de sus, ce fel de fracție este? 15 pe 3. Tot supraunitar. Tot supraunitar. E nou supraunitar. Și ambele fracții sunt... Ambele fracții sunt supraunitare, mai mari decât 1. Că uite ce s-a întâmplat. Lui 1 i-am adăugat ceva. La 1 întreg. La 1 întreg am pus ceva. Deci, asta e motivul. Deci avem clare niște lucruri. Și la împărțire, 12 împărțit la 7 face 1 și ceva. 1 și 5 șeptimi. 1 și 2 treimi în partea cealaltă. Da? Cât face? Ia să vedem. 1 plus 3 optimi. 3 optimi? Da. Este egal cu 8 pe 8 plus 3 pe 8. 8 pe 8. Plus 3 supra 8. Și face în final 11. Și este egal cu 11 supra 8. Și e mai mare sau mai mic? Este mai mare. Mai mare. Este supraunitar. Supraunitar. Și ireductibilă. Și ireductibilă. Foarte corect. Deci nu se mai și poate... toate cele erau ireductibile. Toate sunt ireductibile. Deci nu mai reușesc să le mai simplific. Se reduc în echivalentele lor. Cât face 2... plus 3 2 plus 3 5 5 10 pe 5 10 pe 5 10 împărțit la 5 face 2. Deci pot să scriu 10 supra 5. Așa. 10 plus pe 5 plus 3 pe 5. 5. Și egal cu? Și este egal cu 13 pe 5. 13 supra 5. Și eructibilă și supraunitară. Supraunitară. E 2 și ceva. 2 și 3 cincimi. Că la împărțirea la 13 și la 5 rămâne restul, merge de 2 și rămâne restul 3. Da? Deci aceea, de motivul ăsta scriem așa. Cu cine este egal 3 plus 4 șeptimi? Trei plus 4 șeptimi. Două secunde. Sau? 21 pe 7. Așa. Deci 21 pe 7 plus? Plus 4 pe 7. Plus 4 pe 7. Și este egal cu 25 pe 7. Așa. Și este fracție supraunitară și ireductibilă. Corect. Da. Dar ai zis 21, nu? Da. Că ai gândit aici ca și cum ar fi 1. 7. Ca și cum ar fi 1 și ai amplificat-o cu 7 ca să vină da, 7. Da, și ar fi 7. Dar 7 ori 3. Sigur că da. Uite, 7 ori 3 și așa ai adus același numitor. De avut același numitor, da? Bun. Cum faci următoarea operație? 3, 5, 5 plus 7, 2, 7 pe 2, da. Minus 1 pe 3. Egal cu? Pe prima o amplificăm cu 2. Da, dacă le vezi numai pe astea două. Da, da. Da? Nu, stați. Da, acum dacă te uiți la toate trei, trebuie să găsești un număr cel mai mic care să fie așa de deștept încât să se împartă și la 5, și la 2 și la 3. Păi 15 se împarte la doar 5, la 2. La 5 și la 3. Da. Dar nu se mai împarte la 2. 10 nu. Nu, nu. 10 ar face pe ăsta, dar nu da. Pe ăsta, nu pe altul. 20.
29. Nu-l face pe trei. Da. Îți trebuie multiplu de 3, nu? 10 le zis aici. Da. Și 3-ul din partea asta te obligă la 30. Dacă le mulțești pe toate între ele, da, da, da. De data asta așa s-a întâmplat. Asta să merge. Dar nu totdeauna trebuie să le mulțești pe toate, o să vedem. Da. Deci în momentul de față, numărul căutat, acela care e iubitor comun la toate, este 30, da? Da. El este cel mai mic care se împarte și la 5, și la 2, și la 3. Și 60 este bun. Dar e mai mare. Dar e mai mare. Mie nu-mi place... Cel mai mic. Nu-mi place deloc să lucrez cu numere mari. Vreau să lucrez cu numere cele mai mici. Tot timpul sunt frământat de chestia asta. Nu-mi place cu numere. Deci, noi acum am puțin pe 30 la fiecare. Da, la 5. Deci... Și ne va da 3 pe 6. O clipă, dacă 30 împărțit la 5? Cât 30 împărțit la 5? 6, amplificăm cu 6. Amplificăm cu 6? Da, ca să vedem, ca să amplificăm fracția asta cu 6 și numărătorul și numitorul. Da, o amplificăm cu 12. Ei, da. Cu start, da. 15. 15. Da. Și pe ultima cu? Și pe ultima cu 10. Și acum punem numitorul comun. Da. Am putea pe fiecare cu numitorul comun, dar pierdem timp. De aceea punem o singură linie de fracție. Da, o singură linie mai măricică. Da. Pune numitorul 30. Și da. Care e comun tuturor. 6 și apoi acolo avem 6 ori 3, 18. Da. Plus 15 ori 7, 5 ori 7, 35. 105. 105, 105 plus 10. 105 plus minus 10. Minus 10. Și este egal. Și este egal cu... Calculul făcut, iar vedem. 123 minus 10 este egal 113, da? 113, da? 113, e bine, așa, 123 minus 10, 113 supra 30, ăsta ar fi rezultatul. Hai să vedem acum, cum adunăm noi 3 pe 5 plus 7 supra 10 minus 1 pe 2 pe 6 1 supra 6. Dacă îți dădeam 2, toate se împărțeau la 10. Dacă îți dădeam 2, ai fi avut numitorul 10 deodată, da? Dar acum, de acum este un pic 30. De 30. Excelent! Este 30, bun, da? Merge și 60. Da, dar e mai mare. Da, e mai mare. Deci, vezi? Îl căutăm pe cel mai mic. Deci cât am spus că este? 30. Pe primul îl amplificăm da, amplificăm cu 6. Pe al doilea cu 6. Pe al doilea cu cât? Pe al doilea cu 3. Da. Și pe ultimul îl amplificăm cu 5. Cu 5. Și facem o linie mai mare. Da. 30. Și punem 3 de, da. Și ne dă 18 plus 21, da, minus 5. Și este egal cu 39 minus 5 pe 30. 30. Și este egal cu 34 pe 30. E, o lăsăm așa? Crezi că e ireductibilă? Nu se mai poate simplifica. 34 pe 30? Da, se mai place. Prin 2. Prin 2. Prin 2. Și ne va da 17 pe 15. Asta mai putem simplifica? Nu. Nu. E că 17 e număr prim. Nu are divizor. Numai da. 15 ar avea pe 13 pe 5. Da. Dar ăsta nu are pe niciun. Și atunci așa îngheață. Deci fracția este ireductibilă. Hai să mai vedem. 1 supra 8 minus 3 supra 14 plus 2 supra 6. Mai lăsați puțin să mă gândesc? Da, sigur că da.
O să punem deodată să știm. Mai bine am pune pe, cu mâna pe creion, nu? Și pe căițel, să încercăm să judecăm. Cel mai mic, cum ați învățat-o, cel mai mic multiplu comun. A ști că data trecută am făcut așa o nouă șmecherie. Da, 8 egal cu 2 ori 4. Da, da, să vedem. 8, da, deci 8. 8 egal cu 2 ori 2 ori 2. 2. Da. Adică 2 ori 2 ori 2 de 3 ori face 2 la 3. 14 este egal. Dar uite cum scrie domn profesor. Egal cu 2 la 3. Așa e, fi 2 ori 2 ori 2. A, da, așa, ok. 14 este egal, egalul aici. Este egal cu 7 ori 2. 7 ori 2. Care înseamnă 7 la 2. Nu. No? Sau nu? Nu, păi 7 la 2. A, că nu e 2 ori 2 ori 2 ori 7 ori 3 ori 3. Deci nu e de, de 7 ori de 2 și nici nu este 7 ori 7. Că tu ai spus 7 la 2. Ori pentru 7 la 2 ar trebui să fie 7 ori 7. Le încurc, mă gândesc că trebuie 7 ori 3. Nu nimic, ușor în practică învățăm asta. Deci nu trebuie să fii tristă pe chestia asta. 7 ori 2. Da. 7 la 2 înseamnă 7 ori 7. Ai înțeles? 49. Da. Așa. Și 6 este egal cu 2 ori 3. Da. Atunci, cel mai mic multiplu comun. Multiplu comun este 2. Scrii, cel mai mic multiplu, așa, cel mai mic multiplu comun. Cât? E capul. Și privim noi cu atenție la alt de 2. 2 ori 2. Dar 2, cum tot, domn profesor, la puterea cea mai, cel mai puternic. 2 pe 3. 2 la 3. 2 la 3. 2 la 3, da, da. Nu, repet, e ușor, te corijez și o să înțeleg. 2 la 3. Da. Ori. Ori 7. Da. Ori 3. Ori 3. Deci se iau și cei necomuni. Dar din de cei comuni, îl iei pe cel cu puterea cea mai mare. Da. Da. Mai puternic. Foarte, foarte clar așa este lucrul. Și este egal cu 14 ori 3. Deci 14, deci, de ce 14? Nu 14. Păi 2 la 3 cât? Ia uite în față, cât era? La cât ai plecat? 3 e 8. E 8, că e 2 ori 2 ori 2. 8 ori 7, 56. 6 ori 3. Da. 56 ori 3, lăsați pe spate. 167. Ăsta e cel mai mic. 168. Deci, știi, puteam să-l fi căutat mai mult și bine. De aceea am spus eu, cred că e timpul să punem mâna pe cretă și să căutăm cu grijă, după tehnologia care o avem pusă la punct, aceea de a lua pe fiecare numitor și îl scriem ca un produs de factori care nu mai au divizori. Factori primi, cum e 7, 2, la diverse puteri. Deci, atenție, așa, asta e tehnica. Și după care, după ce am reușit scrierea asta, privim cu atenție și din cei comuni luăm pe cei cu puterea cea mai mare și de asemenea și cei necomuni se iau, da? Comuni și necomuni. Cei comuni cu puterea cea mai mare. Da. Și atunci la puterea cea mai mare. Pe 168 la 8 și facem acolo. Deci este egal cu... Așa. Facem o uriașă de fracție. Punem numitorul comun. 168. Corect. Și... 168 împărțit la... 8, cât crezi că dă? 8. 21. De unde? De ce vine 21? Pentru că 16 împărțit la 8 e 2. Așa. Și 8 împărțit la 8 e 1. Deci 21. 21. Un lucru corect gândit de tine. Deci 21. Dar uite-o șmecherie așa. Deci tot numărul ăsta, 68, care e compus din 2 la 3, 7 și 3, noi îl avem de împărțit la 8, da? Ca să nu faci la 8, pui 8-ul cine este? 2 la 3. Aaaa. Pui mâna și 7 ori 3, 21. A, da, 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 mi-ați mai spus. Da, deci... Așa. Foarte repede ca să facem împărțirea, să nu pierdem mult timp. Acum, din coace. 12. 14. De ce 12 te-ai gândit? Păi 14 cât e? 2 ori 7, nu? Da. Și ce mai rămâne de acolo? 3-ul ăla. 3-ul și 4. 2 la 2. Și 2 la 2. 4, 3, 12. Am luat un 2. Păi da. Am luat un 2 și rămâne 2 la 2. Adică 2 ori 2. 2 la 2, 4. 4 ori 3, 12. Bravo.
Da? Deci 12 rapid. Și la ultima? La 6. La rog. Ultima mă lăsați puțin. Da. 21. Nu. Nu. 7. Iată, 6 înseamnă un 3 și un 2. Și un 2, da. Și rămas aici 4. 27. 28. Da, așa, 28. Da. 28, da? Da. 28. Și acum zicem, 21 ori 1, 21. 21 minus 12 împărțit la 3, 4. Ori 3. Ori 3 fac. Ori 3? 12 ori 3. Așa, 36. Da. 21 plus 36. Plus? Plus 56. Și punem 21 plus 56 minus 30. Așa, atunci de 21 plus 56. Deci egal cu 21 plus 56. Minus 36. Așa, tot sunt. Și o linie uriașă. Și 8 egal cu? Și va fi egal cu 77. Deci face 76. Minus 36. O linie uriașă, 168. Și este final egal cu 41 supra 168. 41 supra 168. Ia să vedem dacă mai se poate simplifica. Stați să mă voi. Da. Cum facem? Mai mă gândesc. 41 are divizor, te iei de unul din ei. 41 se bate la cineva, din ce știi de la tabla mulțirii? Nu. Da, nici prin 2, nimic, 41 e număr prim din tabla mulțirii. Nu se împarte la nimic, și dacă e 41, ireductibil. Corect. Deci dacă unul din ei nu se împarte, nu la, se mai împarte niciunul. Nu mai are nicio treabă. Deci fracția este ireductibilă. Mai facem, mai facem? Sigur că da. Da. Hai să vedem mai se pune la punct tehnologia. Deci vreau să învățăm pașii, corect? Clar, ca să nu mai pierdem timp. Deci când avem de adunat două sau mai multe fracții, procedăm astfel. Luăm fiecare, pe fiecare în parte, da? Deci luăm pe fiecare în parte, căutăm pe fiecare numitor să-l descompunem, ca să scriem la diverse puteri, da? Învățăm și cu puteri, da? Să scriem, să scriem ca un produs de factori. Dar puterile e greu să țin minte, adică... Nu. Pentru prima dată așa când vezi, crezi că faci 2 ori 3, 2 ori 2. Păi da, ăla de sus îți spune. Păi una este 2 ori 3, e forma de scriere. 2 la 3, adică ăla de sus îți spune de câte ori repezi pe 2 de jos, da? Prin înmulțire, prin înmulțirea prin el însuși. Bun. Acum, repet, nu e o problemă, ușor în practic o să-ți dai seama. Insist, să ia fiecare în parte, se descompune ca un produs de numere, ca un produs de numere, 14, 7 ori 2, 6, 2 ori 3, până când îi aranjăm fiecare ca niște numere, eu puteam să zic și 4 ori 2 aici, la 8. 4 ori 2, dar 4 la rândul lui mai poate fi scris ca 2 ori 2. Da. Și de aceea nu las așa 4 ori 2. Ci scriu 2 ori 2 ori 2 de 3 ori și atunci face dacă 2 la 3. Dacă scria 4 ori 2 era greșit. Nu era greșit, era mai greu. Nu, dar nu ne dădeam seama la aflarea celui mai mic multiplu. Asta e motivul pentru care aranjăm așa. Să putem merge pe regula. După ce am aranjat așa. Nu-l puteam descoperi, poate ne duceam la dublul lui. 168 de 2 ori, ca asta sunt pericolul. 300 și ceva. Da, pericolul mare este să luăm dublu acolo. Și de aceea nu trebuie să greșim. Era cel mai mic. Nu e cel mai mic. Că nu ne... Ești, nu ar fost greșit. Dar până la urmă, aici ar fost 300... Cât ar fost? 334, 36, da? 336. Și... Trebuia să simplificăm printr-un 2, obligatoriu simplificam și ajungeam la 41 pe 68. Sus ar fi dat 82 și atunci, da? Deci lucrăm cu numere mari și nu-mi place deloc. De aceea ne propunem să lucrăm cu numere cele mai mici cu putință. Insist. Deci descompunem. Da. După care scriem cel mai mic număr, care ne interesează,
Și știm cum se găsește ăla. Luăm pe și cei comuni și cei necomuni. Dar dintre cei comuni, luăm cu cei cu exponentul cel mai mare. Adică cel mai mare. Da? Da. Între 2, 2 și 2 la 3, am luat pe 2 la 3. Și l-am găsit numărul ăla. Punem la fracție lungă și acest număr se împarte la fiecare numitor. Putem face la mână părțile efective, dar dacă vrem să grăbim lucru, ne uităm. Acest 168 este 2 la 3 ori 7 ori 3 și când împărțim la 8, care 8 e 2 la 3, ai pus mâna și o luăm 7 ori 3, 21. Am aplicat 21. 14. 7 ori 2. 7. Îl luăm pe 7, luăm și 2, 4 ori 3, 12. Și mâna 3 ori 4, 12. 12. Iar la 6, 3 ori 2. Și atunci rămâne 7 și 4. 7, 28. Da. Hai să mai vedem. Deci, abia acum, încep neghiștire. De acum va fi frumos, interesant. Cum să începe? Ia să vedem. 5 supra 28 minus 3 supra 49 da. Plus 2 supra 10. E egal cu. Facem cu metoda asta. Neapărat, că nu pot să... Nici eu nu până am vrut să descoperi. Deci zicem 28. Da, așa. 28 este egal. 28 este egal cu 7... Ori 4. Ori 4, da. 7 ori 4. Și egal mai departe. Cu 7 nu mai poate fi scris, dar 4 poate fi văzut. 2 ori 2. 2 ori 2. 2 ori 2, da? 2 la 2. 2 la 2, mă. 2 ori 7 2. Plus 2 la 2. 7 ori 2, 2, 2. 7 ori 2 la 2. 49. 7 ori 7. Adică 7 la 2. Hai să scriu așa. 7 ori 7. Uite, scriu eu așa. 7 ori 7 și egal cu 7 la 2. 10 egal cu 2 ori 5 și rămâne 2 ori 5 și nu mai am ce face. Nu mai am altceva. Da, nu mai am ce altceva. Și acum, cel mai... E așa. Multiplu comun. C, M, 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 C, tridimă. Mi, multiplu comun. A, ce mai mi, multiplu comun este? Păi, este 2 la ce putere? 2 la 2. 2 la 2. Foarte bine, 2 la 2. Ori? Ori 7 la 2. Perfect. Da. Ori 5. Ori 5. Bravo. Asta este cel mai mic multiplu comun. Da? Pe care o scriem aici. Hai să Dați vedem. Deci o linie uriașă. 7, 2 la 2 face 4, 5, 20. Da, 20. Și 20 ori 49. Lăsați-mă să fac. Da. Cum ai făcut? Sunt curios. Am făcut 20 ori? 20 ori? 49. Ori 49. Și da, am 49 de desubteți, da? Am scris și am lăsat 0 la o parte. Da. Și la adaug la urmă. Și am făcut 2 ori 9, 18 ori să am scris. Așa. Apoi 4 ori 2, care ne dă 8. Și cu 1 9. Da, și cu 1 9. Adică mai bine scrie așa, 49 ori? 20. Da, 49 ori 20. Aha. Că mai la îndemână, tu ai făcut invers și pare peste mână. Dar 49 ori 20, 2 ori 9, 18, vezi bine că tot la urmă, tot așa ai făcut. 2 ori 9, 18, 2 ori 4, 8 și 1, 9, da? 2 ori 9, 18, 2 ori 4, 8 și cu 1, 9. Și ai pus 0 la sfârșit, da? Bun, deci 980. 980 este numitorul 980 împărțit la... 5? La 28. Așa, la 28. Păi... 28 cine e? 28 e 7, ori 2 la a doua. Stați! Stați! 20! Ia să vedem. Ia să vedem cum ai gândit. Păi, dacă 28 este... 2 la a doua deja luăm de acolo. Da.
Și mai mulți de un 42,5, doamne. Nu, 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 nu. Mai mulți de un 7, că ai știut. Da, 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 da. Mai iei un 7 de aici. 7,5. Sigur că da. Eu fi mai atentă, mă. Ia uite cât de simplu este asta. Acum, noi trebuia pe 980 să-l împărțim la 28 deoparte. Și nu cea mai mult. Și trebuia să obții 35, da? Dar uite, cât de rapid ai făcut așa, închipui să mai facem împărțirea și cât timp îți consumă. Mai facem un ajut. Așa. Să vedem acum. La următorul. La următorul, lăsați-mă pe mine, n-aveți voie să-mi spuneți nimic. Da. Așa. 20. Este 20. Că ai zis cum? 49 ori 20. Am avut aici partea asta. Așa. 20. Iar aici? Acum din nou n-aveți voie să-mi spuneți nimic nou. Adică 980 împărțit la 10, nu? Nu mai e adevărat. Ba da. 980 împărțit la 10. Ha, da. Adică păi cât? 98. Păi da. Uite unde e mai ușor. Deci după situații te dai. Exact. Că acum tu dacă te duceai la 10, 10 e 2 ori 5, te duceai aici 2 ori 5 lei, îți rămâne un 2, 49 ori 2 și un 98. Dar pe timp, iarăși, 980 și 10 lei, rapid ai acționat. Da? Deci după caz. Da. Tragem o linie uriaș. 980. Și deci 5 părți la 5, 7. Nu părți 4, ori 5. 1 ori 5, doamne. 5 ori 5. 25. 5. 5 ori 3, hai, vorbește. 15 și cu 2. 17. Da. Minus. 175. Minus 60. Minus 60, da. Plus. 2 ori 8. 16. Da. 196. 196. Și este egal cu o linie uriașă. 115 plus 196. 115 plus 196. Este egal cu linie uriașă. 980. Și obținem. 311 pe 980. Pe 980. 311 pe 980. De cine dau așa de multe numere mari? Păi, fiindcă aici, la numitori, avem de așa. Și fracția asta, întrebare, este ireductibil sau reductibil? Stați, că trebuie să-mi zboreți. Da. Așa. Oricum, 980 are destul divizori. Al are pe cine 980? Uite cum pornesc acum. Pornesc liber. Pe 5. Da. Da? Da. Să poartă asta o 311 să poartă la 5? Nu. Nu, că nu-i 5 sau 0. Dar are pe 2 sau 2. Nu, nu, nu. Și nu ne mână 7. 7. Deci singura problemă este dacă se poartă la 7. Păi stați să vedem. Hai să vedem. Păi, 7 ori cât sunt de 30 și ceva. 7 ori 4. 28. Da. 28, rămâne 3. Și 31 și 9. Da, 31. Mă întreb cum o să stai tu în bancă la clasă. Exact. Deci în timpul orei... Tu te foiești atât, dar o să dea afară din clasă. Dar e cum să faci așa? Da. Dansezi acolo să faci tot felul de mișcări. Să stai în poziție aceea. Fă efortul ăsta. Da, fă efortul ăsta, adică acum, ca să-ți vină bine la anul. Că la anul când te prinde profesorul, te dă afară, nu discută. Și ăsta mă cheamă cu mine la școală. Da, sigur. Mama va trebui să se mute la școală. Vai. Dar nu-i glumit. Nu te mai tot așa. Deci nu-i glumit. Obișnuindu-te așa, va fi foarte greu. Da? Facem efortul, da. Eu am să-ți atrag atenția de fiecare dată, ca tu să înțelegi că trebuie stat așa în bancă. Bun. Deci este ireductibilă. Da. Da? Și așa să fracție este ireductibilă. Perfect. Dar crede că sunt parte, dar... Nu. Nu, pentru că noi căutăm divizorii așa ăștia. Da. Că noi, nu, pe noi nu ne interesează alți divizori. Ci aceea ca să putem simplifica și sus și jos. Sigur că da. Asta e tehnica. Da? Imediat după asta te duci. Bine. Hai să mai vedem. O altă fracție. Să zicem 11 supra 34. Da. Minus. Minus 5 supra 8 plus 3
supra? Nu. 28. Egal. Să ne gândim. Da. Aplicăm metoda noastră. Sigur că da, din clipa asta, Daria. Când vezi numere mai mari și nu poți să-ți dai seama, nici nu stai pe gânduri. Nu e altă. Știi? Și stăm și bine frumos în bancă, ne mișcăm și atunci să vedem cum merge ghiște. Păi, 34, din câte știm noi, este egal... Doi, în mod sigur cu doi. Și împărțim la 2 și 2 în 3 odată. 27. Nu. Da. 17. 7. 2 ori 17. Da? E 2 ori 17 și nu mai poate fi scris altcumva, nu? Da, e 2 ori 17. Atât rămâne. Deci mergem la 8. 8 cu cine l-am mai scris? 8 este egal cu 2 ori 2 ori 2. Adică 2 la... 2 la 3. Corect. Am zis bine? Perfect. Da. Așa. 28. Până cu 73. 28. Este în cape de 2. Da. Dar 47 din știința voastră. Da? 47. Adică 2 ori 2 ori 7. 2 la 2 ori 7. Perfect. Și atunci cel mai mic, divizor comun, multiplu comun, este... Îl luăm pe 2. 2 la 3. 2 la 3-a. Ori? Îl luăm și îl luăm și pe 2 la 2-a. Nu, păi, dintre cel comun pe exponentul cel mai mare. Termatul. Ori 17. Da. Și ori 7. Da, și 7. Și 8 ori 17. Ai, mulțumim. Lăsați-mă puțin. Ea zice 8, 7 ori 56, că știi. Da. 56 ori 17. A, da, 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 da. Lăsați-mă tot pe mine. Da, bineînțeles. Deci eu fac acum o aproximare. Zic așa, 17 este aproape de 20 și 50 ori 20, aproape 1000. Da, ai spus bine. 900? 52. 952. Da. 952 împărțit la 3. Ia să facem noi o probă. Lăsați că fac 952 eu probă. Ia să vedem. Ce frumoasă e probă. Așa. Prima fracție, vrei să zici cu cât o am privit? Da, dar stai, lăsați-mă numai pe mine. 28. Deci ai spus la prima fracție că ai 34 și 2 ori 17. Ai luat de aici un 2 și a rămas 2 la 2, 4, 7, 28. Corect. Da. 28. Altfel, ia fă tu împărțirea. Fă și împărțirea 952 la 34. Hai, te rog, să vedem dacă ai făcut împărțirea corectă. Deci 952 la 34. Păi încape o dată. Eu zic de două ori, îmi spuneți. Da. Atunci știai asta. Da. Deci de două ori. Da, așa, da. Și ai zis și eu. Așa. Și ne dă 27. Și cobor pe... Și cobor pe 2. Merge de? De câte ori? 28 de ori. De 8 ori? De 8 ori. 8 ori. De 8 ori și acum, deci cifra care trebuie să adăugi 8, ia vezi dacă îți dă, acum faci proba 8 ori. 8 ori 4, 32. 2 și 3. 8 ori 24 și cu 3, 27. V-am spus eu că am făcut-o corect. Da, am și verificat ocazia asta. Acum 28 ori 11. Ori, deci aici am zis cu 28. Hai să terminăm, să terminăm cu de amplificat. Lăsați-mă pe mine și numai și numai pe mine. Să văd ce mai pe acolo. Stați puțin și hai să fac 17 ori 7. 17 ori 7, da.
119. 119. Și la 28, te rog. Și la 28, stați. 900, deci 980 și 28. 28 este. Stați, lăsați-mă. Cine e Gandaria? Uite. Stai, că am făcut o prostie mare. Casa. Așa. Dar la 34 câte ai amplificat? 28. Și acum 28. Vezi? Da! Dacă ești atentă, asta se întâmplă. La copiii care sunt foarte atenți, e un ritm imens, foarte mare, pentru tot felul șmecherile văzute așa. Și-o tras cu coadă ochiului la început și zici, gata, aici am plecat, la asta am plecat 28, când l-am vândut pe 28 cu 34. Da? Iată, gândește tu cât timp am pierdut noi. Da. Și ai și greșit, dacă spiritul de observație trebuie să fie cu tine. Mai mare. Da. Dar 28 ori spre ce, hai să vedem. 28 ori spre ce? 38. Da. Tu ai zis la 28 ori 11. Și ai zis 28. Nu, că știi tu, da. Cu luna, așa? 8, 10, nu? Da. Și 3. Dar nu puteai să scrii numai atâta. 28. Și ce făceam? Și le adunai. Păi da, adică... Dar nu vedeam seama că era domnul profesor. Da, asta îmi răspund. Când îți propui repede să faci la înmulțirile astea, 11, 111, păi la 111. Pentru că ca să faci înmulțirea cu 111, 28, 28. Da? Da. Și 8, 10, 1, 3. 3108. Da. Da. Așa trebuie văzut ritmul. Tot mă interesează, Daria mă interesează ritmul bun. Din ce în ce mai bun. Șmecherii? Deci da. 308 minus. Cât facem 308? La 2 la 4 am simplificat amplificat. Nu. Hai să vedem acum, acolo cât am avem? 119 ori 5. 119 ori 5, lăsați pe mine. Sigur, îți dai seama câte lasă. Că noi, avantaj dublu. Eu nu muncesc și tu înveți. Ambele părți sunt fericite. 595. Da. Și minus 595. Plus 34 ori 13. Lasă pe tot pe mine să facă, să vezi dacă nu te las. 100 lei. Și asta rezultă că facem o linie uriașă. Da. Vedeți, nu l-ați ajutat prea mult pe ăla. 308 plus 102 minus 590. Deci 308 minus 100 plus 102 minus 595, da? Da, profesor. Da. Dar e de 410. O să ne descurcăm de data asta, ne spun prietenul nostru, că știm să ne descurcăm când ne rămân datorie. Așa. Da, mă, așa s-a vrodit. Mi-a copit-o pe asta, dar vă iertăm. Da. S-a vrodit așa să fie treaba, deci cât faci aici la 410 minus 595. 5, 9, 5. Și facem 0 minus 5 care e 5. Oare cum facem acolo? Păi ne rămâne datoria. Păi da, tu ești din mare. Din la mare scădem pe asta. Ah, da! Păi și zicem egal cu datorie.
adică cu minus. Datorii. Da? Datorii. Deci... Datorile ne omoară tot timpul. Așa. Stai să spun asta. 952. Păi, și... Deci, poți să scriu 915 minus 495? 595 minus 410 care ne dă 185. 185 minus 185. Minus 185. Adică datorii rămânem, da? Cu datorii 185. Da, ce datorie mare mai are. Da? Minus 185 pe 953. Nu știu cum se pot frațele și așa. Se pot, se pot și așa, o să învățăm mai târziu, dar nu toate odată acum, nu ne grăbim să le învățăm pe toate. Important este următor lucru. Când compunem exercițiile acestea, trebuie să înțelegi, da, că nu o să... Eu am urmărit aici jocul ăsta foarte mult. La numitor. La numitor. Dar dacă sunt mai atent, nu o să te mai bag în situația asta. Cu datorii. Da? Cu datorii. Te rog. Domnul profesor, stai că să-mi s-o opresc ora, ca să începem anul. A trecut? A trecut, da. Așa.